Nu mai trebuie să... Deci măcar să ce cer voie, că de acasă, de la tine, din papuci, stai și te uiți prin nume. Mai trebuie să te treacă prin cap, ideea. Dar ce vreau să subliniez? Dinamica asta, reacția termonucleară, prin definiție, are un comportament haotic. Iar dinamica fizică a ejecției materiei, care se duce ca un vânt solar de jur împrejur, are o distribuție fractală. Deci două cuvinte fundamentale, dacă nu ai înțeles sensul, ce e vânt fractal ca structură și ce înseamnă generatorul ca generator haotic, nu te prinzi de poanta respectivă cât de important este. Acest vânt solar transportă ioni, transportă, cum să spun, sarcini de mișcare, vântul solar, e sarcini în mișcare, care ajung în câmpul magnetic terestru, care acest câmp magnetic terestru colectivizează ionii respectivi, forma unei ceea ce se numește curent ionosferic, care accelerează și la un moment dat dă efectul la care ați învățat la școală și ați văzut la aurora boreală. Deci curentul ionosferic nu este altceva decât un cuplaj heliogeomagnetic, care acest curent, în principiu ionosferic, chiar să fie, induce în orice obiect în apropiere, inclusiv în sol, un curent de sens contravitelunic. Deci, cu alte cuvinte, dinamica asta a Soarelui se reflectă în curentul ionosferic, se reflectă în curentul teluric, care înseamnă o dinamică care excită toate rădăcinile plantelor care suntem aici. Deci, întregul ăsta al habitat al solului suportă o dinamică foarte serioasă solară. Deci, cu alte cuvinte, Ra, între ghilimele, și zeul Soarelui și alte intuiții de acest gen, ar fi discutat puțin mai serios. Pentru că noi avem deja aplicații industriale pe acel numit comunicare prin haos. Transfer de informații prin purtătoare haotică. Știu ce Soarele celor dea, ce informații ne-au structurat Soare de intuiție, au spus alții zeul Ra. Câte o grămadă trebuie de studiu interesant. Deci, cu alte cuvinte, mai departe, există marea terestră de care v-am spus. Deci, întregul sistem mecano-electrodinamic creează inclusiv micile fluctuații, că stăluia asta nu cam titirez așa perfect, are mici fluctuații, are mișcarea de nutație, care este fluctuația axelor. Deci toate aceste mici fluctuații dau dinamica habitatului în care noi existăm. Și unde a fost, de fapt, scurt-circuitul mental până acum? Căci în fizica clasică, micile fluctuații nu contează. Asta a fost prima tragedie. Care a permis o simplificare, nu ne-am mai uitat la ele. Dacă e așa de mică, nu ne interesează. E adevărat, numai pentru sistemele complicate, sau sistemele liniare, sau sistemele obișnuite cu care ne-am obișnuit. Pentru toate celelalte nu e adevărat. Micile fluctuații contează. Din contră, chiar ele devin chiar cauză, sau pot fi diagnostic sau cauză a întregului sistem. Deci, cu alte cuvinte, într-o dată, micile astea fluctuații ne pot genera. Deci, geneza sistemului devine foarte importantă și încep să studiez geneza sistemului, nu proprietățile sistemului generat, cum am făcut acum în bucățele tăiate după discipline, mecanică, electrică, geologie, astronomie. Mai avem și influențe astrofizice, avem dinamică la informațională, toate ce automat este un ansamblu. Noi asta încercăm să studiem, să creăm baza conceptual teoretică și instrumentală, pentru a putea fi capabil să interpretăm și să înțelegem geostazia planetară în ansamblu, punându-se sub eticheta planeta Pământ, planetă vie. Hai să vedem ce am pățit, cum am ajuns eu în contact cu această problemă. Asta este zona interesantă Vracea. Zona Vracea are o intersecție de trei blocuri tectonice majore. Trei plăci tectonice se întâlnesc în zona Vracea. Dar nebanal. În mod normal, când se întâlnesc, se subduce o placă, am văzut prin filme, una coboară ca o zonă, se topește în interior, apare o lespede de asta care intră în magnetosferă, se topește, se circulă, e o nebunie generală. Mai că la noi aici au apărut două lucruri importante. O parte din ea s-a aflectat cumva așa și a creat un blocaj pe direcție. Și o altă parte a creat o torsiune. Lespede asta nu curge frumos așa înăuntru, ci se și torsionează. Ceea ce este o problemă extrem de inedită și este singulară din toate punctele de vedere, încât paradoxal, din toată lumea vine să studieze zona asta. Numai noi nu o studiem, că nu era altfel deștepți. Dar străinătatea, din mai japonezul, vine cu aparatură și cu echipe, pentru că este o zonă mai deosebită. Și nu te duci să studiezi zonele banale, că nu are niciun sens. Te duci să vezi unde sunt zonele copii, dacă vrei să te dezvolți. Dacă vrei să faci pe nebunul cu lucrări publicate, te duci unde e ușor, deja faci copy-paste. Deci zona asta este o zonă foarte inedită. Ce s-a întâmplat până acum? Avem un avantaj fundamental în zona asta. De ce? Pentru că epicentrul este foarte grupat. Epicentrul este proiecția la suprafață a zonei unde cutremurul se produce, că se numește hipocentru. Deci, pocavii se numește hipocentru. Deasupra,
Este zona de epicentrală. Asta este mică, spre deosebire de alte, cum e Valea Californiană, care are 2000 de kilometri unde poate să producă. Dar noi stă acolo, foarte localizat. Este parcă ne-a dat Dumnezeu laborator de cercetare. Are 20-30 km diametru, pe putem face o rețea de măsurare acolo cu tot ce a mișcat vădată, inclusiv cu plajul Cuviu. Deci, cu alte cuvinte, ce am putut să facem deocamdată? Pentru că n-am reușit să înțelegem și să facem predicție pentru cutremure, am reușit să facem ce se numește alertă seismică. Da? Deci facem distinție între ce mai prezis la televizor cu alerta seismică și ce ar însemna predicție. Alerta seismică înseamnă ce? Că s-a produs cutremurul, unda asta este prima care ajunge sus, deja știu să o evaluez, pentru că, dar pe orice altă direcție, durata de propagare e mai mare, 20 secunde, un minut, două. Deci dacă eu aș ști din primele 5-6 secunde când unda de aici a ajuns și în principiu știu că e deja cutremur, aș putea să identific energia cutremurului din primele mișcări și asta s-a început să se poată face, pot să estimez și pot să dau un warning. Și ce pot să fac? Sunt întrerupt gazul, de exemplu, automat. Și sunt mari de centre care au deja așa ceva. Centrală nucleară, zonele de risc mare în care pot să intervin. Și dacă distanța e mai mare, cum era apă grea la turnul Severin, distanța putea să fie câteva minute, 2 minute jumate. Deci automat aveam timp să fac, nu să alerg, când aveam timp să alertez lumea, pentru că dacă îi alertezi, e nenorocire mai mare cu chestia. Dar măcar în sens tehnic pot să fac. Dar asta nu înseamnă decât că evaluez mai rapid intensitatea unui cutremur din primul gest care apare. Deci nu fac predicție. Da? Și toată lumea era nebunită de predicții. Acum, pentru mine, e o surpriză și acum. Vă spun că și acum e o surpriză. De ce? Pentru că toată lumea colectează la sismologie, în Centrul Național de Sismologie, doar cutremurile. Acum să ne imaginăm. Pentru mine, cutremurul, de exemplu, în legea asta de criticalitate autoorganizată, care e o paralelă, este, de exemplu, de câte ori mă enervez. Un cutremur ar fi, nu cum spun, că i-am dat o vorbă cuiva. Sau m-am exprimat într-o anumită formă. Sunt cutremure că i-am spus o vorbă așa, dar sunt și unul că îi dau și un pumn. Deci, cu alte cuvinte, frecvența de apariție acestor ieșiri, în principiu, nu studiază decât în câte sunt mari, câte sunt mici. Și de cât timp a trecut între două mari și două mici, ca să văd eventual când ar trebui, dacă e o regulă de repetiție acolo, ca statistic, să facă o predicție. Nimeni nu studiază să vadă dacă sunt calm sau nu. Că ar fi mai interesant să vă studieze ca și calm, dacă sunt nervos. Că dacă sunt nervos, am o șansă să-ți dau un pumn. Dacă nu sunt nervos, n-am de ce să pun problema. Adică nimeni nu studiază pământul calm. Structura între cutremure. Și mi se pare o lipsă totală de complementaritate. Deci nu studiez, eu dacă eu văd că am prisoane sau temperatură, înseamnă că e ceva. Și eu nu studiez mai boala, că studiez și timpul normal ca să fac o comparație. Nimeni nu interesează de chestia asta. Asta a fost prima chestie care am spus-o când am ajuns în zona respectivă, să studiem și pământul ca cu microseismicitate, de fapt zgomotul ăla permanent a pământului, că din zgomotul ăla pot să-mi dau seama că se întâmplă ceva, că se schimbă, că s-a tensionat, că are deja o stare de pregătire, s-a pregătit, e tot să nască cu tremurul, numai că trebuie să vină și un factor declanșator. Și factor declanșator poate să fie orice. Oricât de mic, pentru că nu-i cauză, ci este declanșatorul. Deci trebuie să găsesc o formă de a studia chestia asta în termenii complexității. Nu interesează pe nimeni. Mai mult atât. Imaginați-vă așa, cutremurul este dată, ați văzut ca la noastră, ce mă dă la televizor? Magnitudinea cutremurului, adâncimea, localizarea, adâncimea, deci magnitudinea, energia cutremurului. E ca și cum aș da dumneavoastră 1000 de, 1 milion de lei sau 100 de lei. Aia e magnitudinea. Ce faceți cu ea e diferit. Deci, problema nu numai magnitudinea, dacă vreau să văd dezastru care îl face un cutremur, ci cum se repartizează energia în structurile, în clădiri, în rezonanțele dintre clădiri și în mediu. Cum se face cuplajul dintre dinamica solului și clădirile de la suprafață. Trebuie să pe nimeni. Nici măcar analiza furie să vezi frecvențele zonei. Asta este o mare găsăniță, când asta trebuia făcută de când eram la clasa de. Nu mai vreau că acum avem metode speciale de măsurare, pe așa numită clasă Wigner-Wild, de frecvențe, să înțeleg cumva cum se repartizează în timp energia cutremurului. Dacă e reproductibilă energia, dacă zona respectivă are un pattern comportamental, deci să zonez, nu după intensitatea cutremurului, după calitatea structurii de dizipare a energiei prin cutremur în zona respectivă. Eu cred că nu este, cred că dumneavoastră nu sunteți specialiști în domeniu, dar cred că ați înțeles ce am să spun. Dar specialiștii care cu asta se ocupă dumneavoastră până seara, nu.
Ceea ce pentru mine este o surpriză care demonstrează încă o dată cât de șabale sunt. Și nici la noi, să nu înțelegeți că la noi e problema. Cu echipa de care v-am spus, am fost în vârful oceanului, în vârful vulcanului Oceanului Indian și am încercat să punem toată tehnologia respectivă pentru a înțelege, cum să spun, niște metode de supraveghere a vulcanului din zona Reunion, din Oceanul Indian. Și, cum să spun, când am ajuns, este un Reunion, este un dominion francez. Foarte interesant, foarte interesant. Merită, dacă aveți o dată Seychelles, Reunion, să faceți o excursie pe acolo, este ceva de neimaginat. O să o evocăm puțin mai încolo. Dar ce a fost important în zona respectivă este că, în principiu, partea de laborator, partea de cercetare, partea asta de gândire, dacă vreți, a zonei unui vulcan, era o problemă legată de capacitatea de a înțelege, în primul rând, cum arată structura internă a acelui vulcan, și după aceea, în mod efectiv, să vedem dacă ea poate fi, într-un fel sau altul, reflectată în ceva. Și pentru asta, zona Reunion are cel mai interesant turism științific. Adică, ce au făcut? Hoteluri, niște elicoptere, ca să te poată duce pe orice, nu te închiriezi pe acolo, ca să închiriază, costă, poți să iei, când te cari cu aparatura, închiriezi asta, și îți dai voie să pui aparatura ta pe vârful vulcanului. Ca să ce? Să-ți faci doctorat, de exemplu. Și atunci lumea se face proiecte, se duce la Comunitatea Europeană, scrie proiecte de nebune și toată umanitatea, face rost de bani și le dă la oamenii din Reunion ca să-i găzduiască. De ce? Pentru că zona respectivă are unicitate. În cuvântul lui Francia, acolo e un vulcan mai particular, numește hotspot. Deci, cu alte cuvinte, și se pune aparatul în zona respectivă, pe se recordează la internet, și trimit datele. Deci este business. Numai cu locația respectivă. Nu intră acum la mănunte, dar în orice caz, zilea de bază, acolo așa ceva, avem noi în Francia și nu reușim să o exploatăm. Deși avem proiectul scris de atâta timp, la nivel academic, la nivel inclusiv către Banca Mondială. Poate dumneavoastră ca generație veți găsi o explicație de ce lucruri de bun simț, de valoare internațională, în mediul nostru sunt tăiate. Și ca să poți să faci ceva, despre ce să ai pentru că unii nu sunt arhem. Așa. Și atunci, tocmai pentru că unii nu sunt arhem, ar trebui să facem tot posibilul ca să fim mai mulți și să creăm în difuzie socială o mișcare, în afara părții foarte formale, cu care să putem să ne mișcăm în aici. Deci, am zis că e nevoie de cuplajul astrogeofizic. Lucrurile sunt mai interesante. Noi ați văzut că un cutremur are și o problemă de declanșare, deci automat e stare dacă eu sunt nervos și tu mai dai, mă apeși pe butonul roșu, pot să dau un punct. Dacă ești foarte calm, același buton roșu nu face nimic, deci automat. E foarte important să văd starea aia de pretensiune ca să știu dacă e critic sau nu. Și ce factor declanșează cutremurul. Și unul din factorii respectivi ar fi marea. Că ați văzut că e lună plină, când e lună nu știu cum, deci când sunt niște condiții geometrice ale care înseamnă anumită tip de mare, mică picătura aia putea, dar trebuie să fie sistemul în stare critică, că dacă nu, nu se declanșează. Deci când toată se declanșează, că te duc, dar nu trebuie să merite studiată. Și avem o colegă a noastră care asta studiază, influența marei asupra declanșării cutremurilor. Și aici apare o chestie spectaculos de interesantă, pentru că acum imaginați-vă, există o frecvență de mișcare a lunii, 28 de zile, și o mișcare a Pământului în jurul Soarelui, deci automat o ecliptică care înseamnă niște axe asimetrice. Și deci funcție de cum se combină Pământul când se rotește, marea terestră poate să fie mai mare, mai mică, dar sunt două citatoare principale, că sunt și altele. Dar influența lui Marte sau influența lui Jupiter e mult mai mică decât cele două influențe Soare și Lună. Și acum vine o chestie foarte interesantă. De fapt, în principiu, rezultanta marei din punctul ăsta este analiza vectorială, adică suma vectorială a celor două forțe, care sunt în momentul ăla nu știu care. Și uite că interesant este că cutremurile mai de suprafață, zic că noi avem două clastre de cutremure, pe 60 de km și la 160 de km. Avem două zone în care se adună cutremurile ca spot centru. Cele mai de la suprafață, cele de la suprafață, trebuie mai de suprafață este declanșată de componenta lunară și cele mai adâncine componenta solară. Pentru mine, când văd chestia asta, ca jos. Cum face filtrarea asta a Pământului și să intre rezonanță dinamica solară, că trebuie să fac ceva de convoluția întregului cu frecvența, cred, ca un filtru. Cum reușește să acționeze numai Soarele, numai în zona respectivă și Luna în zona respectivă? Păi dacă e așa, pot să încep să mă gândesc la o grămadă de probleme de ritmologie cosmică și într-un fără să vreau un ochi puțin mai mare, inclusiv în problemele de astrologie.
Pentru că o să vedeți imediat că constat că aceste reacții în sine sunt și legate de, de reacții biochimice, care sunt uzina noastră. Eu sunt o uzină biochimică. Care încep să fie legate de niște dinamici ale sistemului solar într-o anumită manieră mai particulară. Dar, în orice caz, uitându-mă aici, am văzut că trebuie neapărat să mă uit între astro și geo și mergem mai departe. Ca să am mai multe informații, că toată mai ce nume, îmi lipsește informații, deci să mai adunăm informații, că poate dacă avem mai multe informații, sigur să fac predicție. Atunci, cea mai normală chestie este să vedem biologicul, pentru că știți bine că înainte de cutremure, ba, cântă papagalul altfel, ba, apare o grămadă de șobolani care este nu știu de unde, ba, râmbele nu știu ce fac. Adică s-a observat întotdeauna că există niște reacții ale biologicului vis-a-vis de chestia respectivă. Și de eminența unor cutremure automat, hai să aducem biologicul. Și a apărut cuvântul de geobiologie, care e facultate, este spectaculoasă, sofisticată chestia respectivă. Deci, automat, domeniul biologic împreună cu cel al geofizicii se formează un nou hibrid, care numește geobiologie. Care are deja, de exemplu, aveți aici niște biosenzori foarte sofisticați, pe nanotehnologie MEMS, în care neuronii se cresc pe rețea și devin niște senzori foarte sofisticați, biosenzori, cu care se încep să simt natura mai intimă la nivelele astea de cuplaje, ca să înțeleg cum te simte animalul ăla. Că noi zicem că aude infrasunet. Păi, dar avem niște aparate de măsurare de 10 cel mai mult decât orice ureche umană în momentul de față. Sau ureche de animal. Deci, sigur, îi aude, între ghilimele, animalul ăla care reacționează cu jumătate de zi înainte de cutremur sau sunt studii acum făcute în care pe camere de infraroșu făcute de studenți, ad hoc, pe rețea mondială, pe hobby, în care pun pe traseele unor furnici, pun niște videocamere pe infraroșu să vadă noaptea. Că atunci când încep să migreze noaptea, practic este iar un semnal interesant de cutremur. Deci, automat, veți vedea, în timp că societatea, în ansamblu ei, datorită tehnologiei care este foarte convenabilă, ieftină, în rețele, că putem comunica și putem pune rețea de apele oriunde fi, deja încep să apară cercetări ad hoc în social. Vechiate de oameni, nu fără academii și așa departe. Societatea merge în continuare. Ea are dinamica oamenilor de hobby, care au înțeles că merită și când merită, dai bani de